Salut la toți, eu mă numesc Nicoleta și asta e un nou video pe canalul meu de YouTube. Și astăzi facem reacție la Vorbește Moldova, război între vecini. Cred că vi s-a făcut dor de Vorbește Moldova. Și înainte ca să începem, vreau să vă spun că eu deja mi-am creat un cont de Boosty. Acolo eu deja am postat prima reacție și anume reacție la Bravo Ice Steel. Mie mi-a plăcut această emisiune, mi-a părut destul de interesantă și amuzantă. Pe Boosty, la momentul de față, sunt trei tipuri de abonamente. Primul abonament costă $1 și acest abonament oferă acces anticipat la videourile care urmează să fie postate pe YouTube. Adică voi veți vedea primii reacțiile care urmează să fie postate pe YouTube apoi. Aceasta este valabilă pentru toate abonamentele, această funcție. Al doilea abonament de nivelul 2, el costă $3,4 pe lună. Acest nivel oferă acces anticipat la videourile care urmează să fie postate pe YouTube. Accesul la videouri exclusive postate doar aici pe Boosty, ceea ce va fi doar pe Boosty și nicăieri în altă parte. Acolo eu am să postez reacții la diferite emisiuni și show-uri românești. Am să postez de asemenea reacții și la Vorbește Moldova. Chiar mă gândesc să fac reacții și la show-ul Pațanchi. El este în limba rusă, dar acolo este așa de mult trash. Acolo e pur și simplu trash 100%. E strașnic. Cei care știu despre ce show eu vorbesc, păi cred că vor fi de acord cu mine. Doar că, repet, show-ul este în limba rusă. Și multe alte show-uri, ce veți mai scrie, ce vom filma. Și accesul la postări din procesul de lucru. Și al treilea abonament oferă, de asemenea, tot ce oferă abonamentele anterioare, plus acces la postări din procesul de lucru și viața privată, acces la chat-ul cu mine. Adică voi veți putea să-mi trimiteți mie mesaje în privat și eu am să le văd. Pentru ceilalți această funcție nu este disponibilă. De aceea persoanele care doresc să mă susțină pot să se aboneze pe Boosty, eu am să vă fiu foarte recunoscătoare. Deseori oamenii subapreciază munca pe care eu o fac și lor le pare că o reacție atât de genul că s-o postez pe YouTube este foarte simplu și foarte ușor. Doar oamenii din domeniu vor înțelege că trebuie să ai capacități și abilități. Trebuie să te pricepi în programe, ca tu să regulezi, să știi să folosești programele necesare, să poți amonta, tu trebuie să știi să montezi video. Tu trebuie să investești foarte mulți bani în tehnică, de exemplu, microfon, cameră, lampă, stative, plac pentru sunet aici. Alaltă eram cumpărat încă un microfon ca să filmez și daily vlogs și mai multe formate pe YouTube. Adică tot asta necesită foarte mult timp, muncă și investiții. Următorul meu scop este să-mi cumpăr altă cameră, ceva mai comod și mai practic. Și camera pe care eu vreau să o cumpăr costă aproximativ $1000 plus minus. Da? De aceea am să fiu foarte recunoscătoare dacă ați mă susțineți. O să vă abonați pe Boosty, mai ales că eu acolo am să postez content exclusiv, reacții care pe YouTube nu vor ieși. Și persoanele care se vor abona, iată eu aici am să-i afișez. Iar acum, câteva comentarii de la video anterior. Mulțumesc pentru activitatea voastră. Și acum luați-vă ceva bun de mâncare, de băut și începem. Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici Vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De aproape 2 ani, proprietarii a 4 apartamente situate într-o curte comună de pe strada Alexei Mateievici din capitală trăiesc într-o teroare permanentă. Și se întâmplă acolo? Locatarilor a început de când în 3 apartamente din aceeași curte, cumpărate de o fostă angajată a departamentului privatizări, s-au mutat cu traiul noii chirieși. Ну, где-то 40 человек или 35, не знаю, где-то так. Dacă îl faci observații, începe să
te ajuri, te numesc cuvinte murdare, te înjosesc. Eta muzica celui день, на всю катушку. Это беда la țigani без шума. În fața apartamentelor date în chirie se înalță mormane de gunoi. Doamna, ce a spus că unde ai văzut țigani care să nu facă gălăjie? Mai e și se întinde o groapă cu apă murdară, dinspre care vine un miros înțepător. Dar nici asta nu este cel mai grav. Их закидали нам дома масло, краской черной, яйцами, писали на заборе. Четыре часа пришли два парня и топорами порубили нам окна. Вот. О спуск, а у винит нечто барбац, кто парили, шли устрекать джамурили. Да кумаша, кум он генерал шевой поступил. И вин кто парили. Ну, я уверен, что топору спать иди, considerat армы речи. Da? Se plimbă pe stradă cu niște topoare, asta în primul rând. În doilea rând, sparg geamurile cu topoarele. Asta este proprietatea mea privat, tu o strici. Nu știu, locatarii evident cred că au chemat poliția. Trebuie să-i pună vreo amendă și ceva, să-i închidă, mai știu și eu asta. Dar dacă tăia pe cineva cu toporul și ăla. Краской черной, яйцами, писали на заборе. Четыре часа пришли два парня и топорами порубили нам окна. Вот. Делает нам условия проживания здесь невыносимое. Cine le-a stricat viața locatarilor? Care ar fi scopul? Și dacă este loc de împăcare între cele două tabere? Aflăm în emisiunea de astăzi. Natalia Busuioc, Andrei și Natalia Stavinski locuiesc în apartamentele de pe strada Mateievici de când se țin minte. Fiind vecini de ani de zile, au conviețuit pașnic și chiar au prietenit. Totul s-a schimbat într-o singură zi, iar de atunci viața lor e un coșmar și o confruntare continuă. Ce s-a întâmplat? Ne spun chiar ei. Să-i întâmpinăm! Și ca să înțeleg din start, deci e vorba de niște case la sol împărțite în apartamente, așa, cu o curte comună. Exact. E partea veche a orașului, cam da. Înțelegem cum stau lucrurile acolo. Și câte apartamente sunt în această curte în care locuiți voi? 9. 9 apartamente. Așa. Până acum 2 ani, că de atunci înțeleg că s-a iscat acest conflict. Cum a fost viața voastră? V-ați împăcat? Era totul bine? Viața era foarte pașnică, foarte bună era. Trăiam în liniște, n-aveam conflicte, n-aveam scandaluri. Câți vecini erau în acele 9 apartamente până acum 2 ani? 6 familii. 6 familii? 6 familii. Toate apartamentele erau locuite? Da, da. Așa. Și nu era niciodată nicio ceartă? Nu. Chiar? Nu. Nu, nu sincer vă spun, nu a fost niciodată. Așa, iar voi de câți ani trăiți acolo? Că am înțeles că sunteți chiar de... Natalia, așa s-o imi, și chiar nicio ceartă nu era? Asta e ceva normal, că nu te cerți cu vecinii. Eu cu vecinii mei nu mă cert. De mici, da? Părinții acolo au locuit. Părinții, bunei, au locuit în apartamentul la moștenit. Dezordinea. Murdăria pe care am văzut-o noi acolo, e un lucru obișnuit? Nu, bineînțeles. Murdăria aceasta se face la comandă. Dar până acum 2 ani, cum era curtea voastră, ca să înțeleg cum arăta? Era curată, verde, frumoasă. Cine avea grijă să măture, să facă curățenie? Toți locatarii. Toți locatarii. Vă înțelegeați? Nu era nicio problemă? Nu, nu erau probleme. Каждый убирал возле себя, убирали. Общий двор тоже убирали. Не было такого, что снег выпадет и не уберут на тропинке снег. Каждый выходил и до ворот чистили эту тропинку. Подметали, убирали. Все как будто... Bine, ziceți că a fost totul atât de bine, ne descriți această situație. Totuși, ce ați pățit? Ce s-a întâmplat acum 2 ani? S-a întâmplat următoarele. În anul 2016, vara anului 2016, 3 apartamente din curtea noastră au fost vândute. Și au fost procurate. Așa deodată 3? Era un singur proprietar acolo, înțeleg? Nu, erau mai multe familii acolo, dar au fost de acord să vândă. Жила 3 семьи, и они хотели разъехаться. Da. Просто-напросто. 3 семьи. Și este o coincidență că toate 3 locuințe s-au vândut în același timp? Sau, de fapt, a fost cineva care a cumpărat toate 3 și i-a convins pe toți să vândă? A fost o persoană care a procurat toate 3 apartamente. Toate 3? Da. Așa. Și această persoană? Este Raisa Timofei, fosta șefa de direcție privatizări din cadrul primăriei municipale, municipiul Chișinău.
La moment. Pe doamna ați văzut-o vreodată în ochi? Niciodată n-am văzut-o în ochi. Deci chiar dacă a cumpărat aceste trei apartamente, da, niciodată nu s-a mutat acolo să trăiască. Nu, nu, nu. Niciodată n-am văzut. Și după ce... Cred că doamna are un salariu foarte bun dacă și-a permis să cumpere deodată trei apartamente. Foștii locatari au plecat. Ce s-a întâmplat după vânzare? A fost propus și nou să vindem apartamente prin intermediul fel de reprezentanți, la ce noi am refuzat și de atunci s-au început acțiunile de șantaj. În apartamentele procurate de doamna Timofei au fost cazate persoane de origine romă, care au făcut, vedeți ce au făcut în curtea noastră. Deci au făcut o transformare radicală în curtea voastră, dacă să-i zicem așa frumos, în termeni frumoși. Da. De când s-au mutat aceste chiriași? De 27 august 2016. S-au deschis poarta și deci mutat. Aproape imediat după ce au fost cumpărate locuințele, da? Totul s-a întâmplat foarte repede. În iunie, da, o două luni au stat așa închise. Au parvenit oferte să vindem și noi. Noi am refuzat și iaca. Și acești chiriași, cât sunt? Ei sunt vreo 35-40 de persoane. Noi am auzit acolo o doamnă care spunea, da, 35-40 și cumva nu vine a crede. 40 de persoane în 3 apartamente? Voi vă imaginați ce acolo se întâmplă în general? Ce se petrece acolo? În 3 apartamente, 40 de oameni. În curtea aceea, eu cred că ai impresia că nu e o curte privată pentru nouă apartamente, dacă e, nu știu, piață centrală, gară. Cât sunt? Ei sunt vreo 35-40 de noi persoane. Noi am auzit acolo o doamnă care spunea, da, 35-40 și chiar cumva nu vine a crede, e vorba doar de 3 apartamente. Cât de largi, cât de spațioase sunt aceste apartamente? Un apartament are la vreo 80 de metri pătrați. Nu pot să vă spun exact câte... Deci cam toate la fel, da? Nu este vorba de încăpiri de 300 de metri. 30 de metri pătrați. Deci foarte mici. Sunt mici, da, și care nu sunt dotate. Doar unul are bloc sanitar. Dar voi ați numărat, chiar sunt 35-40, cât exact? Este foarte mult. Este foarte mult și se află în permanentă rotație. Unii vin, alții pleacă. Stau două zile, pleacă, vin alții. Она пускает своих, ну не знаю, кто они. Она говорит, что это родственники ее. Но это так, друзья, знакомые, ну все, кто кому надо приехать тут пару дней перекантоваться в городе, они все приходят и живут у нее. Я Астачини, я ворба де джаде у фамилии Кирьяша. Да, да, да. Капу фамилии, да. Да. Капу фамилии финду у фамилии, да? Я венин прима. Да. Угу. Și ea, cumva declarându-se că ea închiriază toate trei apartamente. Da, она себя позиционирует основным квартиросъемщиком, основным арендатором, да. А все остальные, она говорит, что это мои гости, мои друзья, мои родственники. И тут ничего не попишешь, родственников может быть и 100 человек. Conform codului civil, noi... spațiile sau proprietatea comună, spațiul stabilit modul de folosință. Respectiv, în procedura dată se stabilesc spațiile comune. Deci, curtea fiind comună, doamna, adică una din proprietari, trebuia cumva să-i anunțe pe vecini și să reprezinte contractul de chirie. Doamna proprietară apartamentelor are contract de chirie pe termen de 5 ani de zile, încheiat cu sora ei, înregistrat în organul teritorial cadastral. Eu vorbesc de Timofei Raisa. Așa. Totuși, ea este totuși proprietara acestor apartamente. Da. Și o dat în chirie, de imediat după ce au procurat apartamentele au fost date în chirie, cetățeni și ei, ea are altă familie, dar îi devine sora ei. Așa, deci sora dreaptă a proprietarei. Da. Așa. Și apartamentele astea sunt acum în posesia sorii ei. Și dar deja de fapt răcuiesc ea ca cetățeni în cauză. Am văzut... gunoi. Codul contravențional prevede pedeapse pentru cei care fac și depozitează în locuri nestabilite gunoi. Ați făcut careva cereri? Am depus. Au fost și sancționate persoane. Da, dar așa și să... De inspectorat, de poliție. Da, amenzi nu s-achite. Sunt sancționați chiriașii. Dar chiriașii, pe urmă, contestă procese verbale în instanță de judecată. Ei nu semnează în proces
Și pe urmă contestă că nu ne s-au adus la cunoștință drepturile, că noi nu vorbim limba de stat, dar procesul verbal este întocmit în limba de stat. Deci e o cunoscută procedură, da? Procedura este cunoscută. Iar astfel de procese contravenționale se contestă foarte ușor, anume prin nesemnarea procesului verbal, cei ce contestă și expun poziția că au fost privat de dreptul de a se apăra, de a aduce explicații ce ține chiar de acest gunoi, și instanța de judecată le contestă sau, dacă se tergiversează mai mult de un an de zile, se încetează pe termenul prescripției, fiindcă de la momentul presupusei comiterea contravenției până nu avem o decizie definitivă și revocabilă, dacă s-au scurs aceste 12 luni, se încetează pe termen. Ce s-a întâmplat că vi s-au uns porțele cu nu știu ce și vi s-au stricat și ferestrele? Când s-a întâmplat asta și după ce? Asta sunt metode de intimidare, să vări frică în noi, să ne impună pe noi să vindem apartamentele, să plecăm, să părăsim curtea. Cum s-a întâmplat asta? S-a întâmplat toate odată? S-au stricat într-o noapte ferestrele, porțele s-au uns? Pe rând. Mai întâi a fost stropit cu ulei. Сначала они закидали наш двор яйцами. Нет, шариками с отработанным маслом. Через забор кидали, потому что боялись еще зайти во двор. Ей остачили. Мы не знаем. Рофакаторий. Așa, voi nu știți de cine vorbiți. La comanda cuiva. La comanda cuiva, da? Da. Presupunem că la comanda Timofei Răis. Așa presupuneți. Da. După care a mai trecut un timp, s-a mai făcut și altceva? Это повторялось где-то с периодичностью раз в месяц. Сначала масло, потом яйца, потом кислота, потом еще раз масло, потом окна разбили. То есть это вот так вот повторяется. Камеры убрали. Да, акцесул он курте, есть либер? Оркине поте интраши с водяку топору на фереастра? Да. У нас свободно. Порта ну сенкуе? Ну. Nu ați pus o lăcată acolo? Am pus pe urmă, dar fără folos. Noi dacă o închidem poarta la ora 10 seara și o deschidem la 6 dimineață, apoi chiriașii văd și primesc indicații de a face gălăgie, îi cheamă salvarea. 3-4 ori pe noapte. Da. Ca să nu fie poarta deschisă. Și noi nu închidem, că e fără folos. Cum putem să ținem poarta așa închisă? Dacă și de aici mai mult deranj. Și potom ani obvineați că noi ustroile tam comendantski ceas. Dar ultima cauză, n-ați încercat să discutați? Am discutat, am încercat de nenumărate ori, am apelat-o și am vorbit. Nu vreți să plecați, învățați să vă străiți cu dânșii. Deci ăsta este răspunsul direct? Da. Ei, da. Ea nu ascunde? Nu. Aveți vreo înregistrare telefonică? Iartă-mă, că eu am sunat, o rog frumos. Nu m-am mai rugat atâta. Învățați să vă străiți cu dânșii dacă nu vreți. Of, Doamne, dar o leacă de logică. Dacă voi... O bănuiți că ea este cea care pune la cale toate chestiile astea. Dar înscrie orice convorbire cu dânșii. Ei, că eu am sunat-o să vorbesc cu binișorul. Așa, oamenii nu înțeleg cu binișorul. Ei vă sparg geamurile, vă arunc ulei, ouă, vă psesc gardurile. Care binișor? Chiar știți, o leacă de logică. Nu puneți o leacă în funcțiune creierul. Ei și înregistrează să ai o dovadă, pentru că ea, practic, ți-a recunoscut. Uf, mă nervez. Învățați să vă străiți cu dânșii dacă nu vreți plecați. Asta a fost răspunsul dumneei. Și ce fac de fapt? Cel mai mult, ce vă deranjează? Muzica de dimineață până seara. Dezordine, strigăte, bătăi, bieții acolo. Deci ei între ei deja. Și ei între ei. Și nu le poți face observații. Dacă te apropii și îi rogi frumos, te începi pe tine anume șalte în jos. Deci ei nu încearcă să conviețuiască cu voi așa, pașnic, frumos? Ei singuri recunosc. Când le s-a dat întrebarea, pentru ce puneți muzica asta așa tare la volum mare? Ca să-i zăpășim pe ăștia. Dar dumneavoastră știți din care raion a Moldovei au venit chiriașii? Din toate raioanele. Adică din nu este un loc fixat? Nu. Din Bălți, din Edimes, din Soroca, de peste tot i-au adunat. Specificul lor toată lumea îl cunoaște și eu cred că deducție, eu cred că aici este provocare ca dumneavoastră cu adevărat să părăsiți spațiile. Corect. Exact. Așa credeți, doamna Susana, da? Eu așa cred, fiindcă dacă organele de drept, de atâtea ori... Dacă avea să fie doar chestia că îi fac gălăgie, murdărie, se ceartă între ei... Păi nu m-aș gândi că fac asta special ca să-i fac pe ceilalți locatari să plece. Dar în momentul când se sparg geamurile, se vopsesc pereții, gardurile, adică asta da, asta deja
Gata, noi înțelegem 100%, ei vor să-i scoată de acolo. Chi nu pur și simplu fac gălăgie, așa noi trăim, gata, dați-mi în pași. Noi aveam dreptul de la ora 8 până la ora 10, oricât acolo, să facem gălăgie, să ascultăm muzică. Nu, aici de-am, e ceva așa mai grav. Evident că vor să-i scoată de acolo, scumpere, nu știu, o persoană. Cred că, iată, unei persoane trebuiesc toate apartamentele de acolo și, iată... Dacă organele de drept de atâtea ori au încercat să-i liniștească și ei, după cum spun dumnealor, ei se schimbă, azi vine Ion, mâine vine Maria, adică acolo nu ai la, pe cine să învinuiești și să cauți dreptatea pe o singură persoană. Numai în asemenea caz răspunde stăpânul apartamentului. Eu v-aș spune că dumneiei când vine să apropie cineva să-i facă Pădedic Marte, era mai la început, era Pitula Marta, permanent mi spune eu, duceți-vă la Marta, clarificați-vă cu dânsa, ei stăpână. Păi, o plecat Marta, a venit Julieta. Da. Înțelegeți? Iată cum. La dânsa este permanent acolo cineva, capul familiei, să zicem, care e... Am auzit părerea unei părți a conflictului și am vrut să vedem ce spune și cealaltă tabără. Trei dintre chiriașii acuzați de către vecini că le tulbură liniștea și le fac dezastru în curtea casei au acceptat să vină la noi în studio ca să ne spună ce cred ele despre învinuirile aduse și care este, după părerea lor, cauza conflictului, dar așa și nu au mai venit. Le vom auzi totuși opinia. Atenție la ecran! Да, за музыку нас скандализируют, за это, за шутку разговариваем, дети бегают. Да, мы такие веселые люди, музыку слушаем, танцуем, смеемся, громко говорим. Для нас весь мир наш, он для нас... Нормально, да? Остачева еще один коммун. Для нас запрета нету, и никто не будет, если Бог не запретил нам. Потому что мы цыгане, для нас нет ни родины, ни флага, ни азбуки даже. Не жалуются, мы были между нами, ссоримся опять, меримся. Почему так получается? Так получается. Что мы скандалы? Мы скандалы. Я уставшего традук вова, что я обе акума реализатка, а еще есть субтитрари. Кратко мне выделяют люди их на. Пытается женой, ревнует. И вот скандал. Здесь много ее. Кто-то убежал, кто-то украл невесту, кто-то... Где плакать, где смеяться. Сочувствовать человека, когда он... Им не нравится это иногда. Ну, им не нравится, да. Люди спокойные, хотят собой... А мы любим танцевать. А другой народ нас даже приглашает, давайте повеселиться, смеяться, разговаривать. Вот те соседи остальные, а эти не нравятся, потому что мы в одном ограде. Не только музыку слушать, иногда и скандаливаем. И скандаливаем иногда между собой. Между собой. Может, что-то не поделили, может, что-то не сделали не так. Ага, но скандалить так, громко. Ну, это у нас так... Шумной толпой! Поэтому... Полиция здесь была иногда... бывает. Ну, заходит иногда. Заходит. А зачем заходит? За то, что шум. Вот они вызывают на нас. Мы не знаем, почему. Что им не нравится. Полиция что не говорит? Да, кяр. Nu știm de ce cheamă poliția. De ce îi cheamă poliția? Chiar. Nu, obiectiv, uitați-vă cum arată curtea asta. Arată foarte rău, foarte. Cui o să-i fie plăcut, eu înțeleg. Ei au dreptul să asculte muzică tare, ziua. Chiar după lege, nu-i faci nică. Dar imaginați-vă, tu toată ziua să fii în gălăgie. Asta e insuportabil. Insuportabil. Permanent răcnete, bătăi, strigăte, muzică cheuială, nu știu, și că noi suntem oameni veseli, toată lumea nouă ne aparține. Poliția nașul grup. Потому что они не знают вашу жизнь. Уже милиция уже привыкла с нами. Скандал, вот соседи не привыкают. Мы находимся на нашей территории. А вам нравится здесь жить? Ну, конечно. Если кусок хлеба надо зарабатывать, надо как-то кормить детей. А как вы зарабатываете? Где на рынок, продаем что-нибудь.
покушает. А вообще-то откуда вы здесь, в Кишиневе? Сородский. Все из Сородки? Да. Не все, есть, которые местные здесь. Местные? Да, местные. Mm-hmm. Вот мы, вот это дом Сородский, там дом уже местный, есть дом Съединицы. Mm-hmm. Мы просто мы друг друга знаем. Хотите здесь... Нет, не хочу. А нет, что деньги за что платить, это дом хозяйки наша. Наша знакомая. Ну, звонницы пришли. Вы не платите ничего, не только платите. Она платит или никто не платит? Никто не платит. Никто не платит. Вы без денег здесь. Без денег. Proprietarii celor patru locuințe au chemat în repetate rânduri poliția la adresa Mateievici 40. Cele mai multe solicitări au fost făcute din cauza gălăgiei sau a bătăilor dintre chiriași. Mai multe detalii vom afla de la șeful secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Centru, Dianu Savciuc, pe care îl invit să intre în platou. Domnule Savciuc, spuneți-ne, vă rog, vă este bine cunoscută casa din strada Mateievici 40? Da, mi este cunoscută. Și nu doar dumneavoastră, dar și colegilor din... Dar și colegilor, mai ales subalternilor mei, ofițeri de sector din cadrul sectorului de poliție numărul 1 a Inspectoratului de Poliție Centru. Vreau să vă spun că într-o bună zi de serviciu am primit în audiență persoanele date din strada Alexei Mateievici 40. Au venit mai mulți locuitori care s-au plâns pe faptul că au nenumărate adresări către poliție referitor la persoanele de etnie romă care locuiesc în curtea caselor, le creează incomodități. Dumnealor s-au plâns pe faptul că fiind solicitat poliția la fața locului pentru a documenta presupusele ilegalități, chiar dacă persoanele au fost găsite vinovate și sancționate pentru tulburarea liniștii publice sau încălcarea ordinii publice, aceste persoane continuă să-și manifeste agresiunea față de locatari. Dar vreau să întreb, câte solicitări s-au făcut la poliție pe această adresă? Le-ați numărat? Da, sunt în jur de circa 40 de solicitări pe anul 2017. Uite, numărul ăsta cumva e mistic deja devine. 40 de vecini aveți, așa v-ați trezit, 40 de solicitări. Deci câte solicitare la fiecare. A, și e Mateievici 40, uite. Cumva da, e o coincidență magică. Vreau să vă spun că majoritatea solicitărilor pe anul 2017 s-au soldat cu întocmirea procesului verbale pe persoanele care au săvârșit abateri antisociale în urma relațiilor ostile care au apărut între locatarii din Mateievici 40 și persoanele care locuiau la gazdă. Dar cele mai dese abateri, cum le numiți dumneavoastră, ce fel de abateri sunt? Cel mai multe procese verbale au fost întocmite pe articolul 354 cod contravențional, huliganismul nu prea grav, iar... Dar la modul propriu ce înseamnă asta? Ce făceau? Păi, persoanele în loc public înjurau locatarii, îi agresau fizic. Fizic? Au sărit la bătaie, da, la cineva dintre voi? A fost și astfel de cazuri. Totodată... Dar spargi geamurile cu toporul, asta e huliganism nu prea grav? Asta e deja ceva destul de grav. Pe a doilea loc se plasează procesele verbale întocmite pe articolul 357, care prevede turbularea liniștii pe timpul nopții, în perioada orelor 22:00 până la orele 7 dimineața. Dar ce făceau? Ascultau muzică sau păi se certau sau cântau? Persoanele ascultau muzică la volum maxim și intensitate mare, totodată dansau, strigau, chiuiau, se distrau persoanele. Și astfel nu le dădeau pace să se odihnească celorlalți locatari.
Alte categorii de procese verbale au fost întocmite și pe articolul 69 alineatul 1 din codul contravențional, care prevede înjuria, faptele sau vorbele care înjosesc demnitatea persoanei. Cu câte amenzi s-au ales? Că bănuiesc că e vorba de amenzi. Vreau să vă spun că din cele 40 de procese verbale întocmite pe persoanele date, au fost aplicate amendă în jur de circa 33.500 de lei. Asta doar în 2017 doar sau în toată 2017. Perioada? Doar pe 2017. Avem și pe 2018. Deci au îmbogățit bugetul țării, da? Un pic. Nu mai îmbogățit cu nică, că nu a plătit nici o amendă. Parcă s-a spus. Tot a fost contestat. Un pic. Da, vreau să vă spun că mai toate procesele verbale contravenționale întocmite în privința acestor persoane au fost contestate în instanța de judecată. Așa, dar de cine, mă întreb eu? De către avocații care au fost, care apără interesele persoanelor în privința cărora s-au întocmit procesele verbale. Toate procesele verbale? Da, toate procesele verbale au fost contestate. Și au plătit până la urmă? Au vreau avut să vă spun că instanța de judecată în unele cazuri a examinat după prima ședință și a menținut procesele verbale contravenționale întocmite de către agenții constatatori. Astfel, persoanele au fost nevoite să achite amenzile aplicate. În unele cazuri am ajuns și la curtea de apel, unde ori agenții constatori sau persoanele în privința cărora s-a întocmit procesele verbale au contestat deciziile primei instanțe de judecată. Am înțeles, dar, deci e lungă povestea. E lungă, dar oricum, instanța de judecată, chiar și cea de apel, menține deciziile aplicate de către agenții constatori. Deci, din câte se pare, însă, toate aceste măsuri, procese verbale, judecăți, nu știu ce acolo, nu prea ajută atâta timp cât oamenii au ajuns la noi în studio deja, da? După 2 ani de calvar. A fost implicat și Consiliul Antidiscriminare, dacă nu mă greșesc, a fost și acolo adresarea suplimentară. Este chiar familiare și avocații lor care îi consultă pe toate cazurile. Mai mult ca atât, toate cazurile care, unde au fost întocmite procese verbale, contravenționale, privința persoanelor date, deci toate au fost contestate. Eu nu cred că familia de romi are posibilitatea asta să contesteze procese verbale, ci trebuie și un specialist care cu abilități. Deci, domnule Grosu, și dumneavoastră ajungeți la concluzia că e vorba de acțiunile proprietarei acestor apartamente. Să spun direct acest lucru, nu pot să-l spun, dar da. Și atunci când se încalcă sistematic drepturile vecinilor, cea care a dat închirie urmează să rezilieze contractul cu chiriașii gălăgioși și să elibereze apartamentul drept având motiv, anume plângerile vecinilor. Ok, și a zic eu pe șeia, gata, ei s-au dus, gata, eu plecat, vor veni alți romi. Și gata. Există această posibilitate în legislație? Undeva este scris? Proprietarul urmează să rezilieze contractul de chirie dacă sunt multe plângeri din partea vecinilor și sunt constatări chiar de către organul de poliție cu procese verbale, deci ei sunt în drept să rezilieze contractul de locațiune pe acest temei. Nicăieri nu este scris în legislația națională câte persoane pot să vină în vizită, pentru că majoritatea persoanelor, când erau întrebate ce caută ei în locuințele date, ei spuneau, am venit în vizită, am venit la spital pe 2-3 zile și n-am unde dormi. 80 de metri pătrați. Și știi care este valoarea lui de piață? Nu știu, nu cunosc, nu vreau să... Poate vrei mai mult și ți-ar oferi femeia. Vreau să ne lase în pace. Știți cu cine seamănă el? Cu actorul din Conjuring. Zaclatie. Patrick Wilson, iată, seamănă cu Patrick Wilson. Care lui de piață? Nu știu, nu cunosc, nu vreau să... Poate vrei mai mult și ți-ar oferi femeia. Vreau să ne lase în pace. Doamna, cum să vă las în pace dacă e proprietatea acolo, nu? Mi-imaginez cât costă un ar de pământ pe strada Matievici. În jur la vreo 800-900 de mii de euro. Ce vorba de o sumă, aproape 1 milion de euro. Ce s-a întâmplat că vi s-au uns porțele cu nu știu ce și vi s-au stricat și ferestrele? Asta sunt metode de intimidare, să vă fie frică în noi, să ne impună pe noi, să
Să vindem apartamentele, să plecăm. Cel mai mult ce vă deranjează? Muzica dimineață până seara, dezordine, strigăte, bătăi, bieții acolo. Dar cu doamna în cauză, n-ați încercat să discutați? Am sunat, vă rog frumos. Nu m-am mai rugat atâta. Învățați să vă străiți cu dânsul dacă nu vreți plecați. Vreau să știți din care raion a Moldovei au venit chiriașii? Din toate raioanele. Din toate raioanele. Adică din nu este un loc fixat. Nu. Din Bălț, din Edinez, din Soroca, de peste tot i-au adunat. Proprietarii apartamentelor de pe strada Mateievici din capitală susțin că tot calvarul a început după ce au refuzat să-și vândă locuințele unei foste angajate a departamentului privatizării, Raisa Timofei, care deja cumpărase câteva apartamente în aceeași curte comună. Nemulțumită de refuz, fosta funcționară ar fi început să le creeze probleme, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost aducerea chiriașilor buclucași. Și aici vreau să vă întreb, dragi invitați, câți bani v-a propus Raisa Timofei în schimbul apartamentelor? Și dacă ar reitera această propunere acum, după 2 ani, v-ar face să vă mai gândiți mai serios la oferta ei? Nu, noi nu vindem. Noi dar nu câți bani să v-a vindem. Propus? Ce v-a s-a propus, propus la vreo 70.000 de euro. Pentru fiecare apartament? Nu, da. Pentru meu. Pentru meu. Așa, cât spațiu este acolo? Vreo 80 de metri pătrați. Și știi care este valoarea lui de piață? Nu știu, nu cunosc, nu vreau să... Poate... Acum el trebuie scos cu mult mai mult. Cu mult, cu mult mai mult. Acum s-a scumpit foarte mult apartamentele, casele, practic de 2 ori mai scump. Vrei mai mult și ți-ar oferi femeia. Vreau să ne lase în pace. Dar doamna, cum să vă las în pace dacă e proprietatea acolo, nu? Are 3 apartamente. Păi da, vine dar cu ce să vă las în pace și țiganii romii trăiesc așa cum trăiesc? Păi și nici poliția nu poate să vă facă nimic, nimeni nu poate să vă facă nimic și atunci toți vreți pace. N-am înțeles. Dar vouă o să vă fie plăcut dacă o să spargă geamurile cu toporul. Dar vouă o să vă fie plăcut dacă o spună muzică noaptea. Ei au fost găsiți vinovați. Lor le s-a pus amenzi. Doar că ele au fost, iată, așa, anulate. S-a bătut cineva cap ca să se ocupe de asta. Omul vrea să trăiască în liniște și în pace. Și pace ca să-i proprietate. Nu, trebuie un război să trăiesc. În calvar. Numai și numai dacă una dintre voi o să cedeze un pic și o să gândească altfel. Nu vă gândesc la bani să cedeze. La modul de gândire trebuie să fie cedată. Noi... Pentru că nici dumneavoastră... Dar în ce fel, domnule Mohamad Ifar? Că deja m-ați făcut și pe mine curioasă. Da. Cum ce să te cedeze? Noi? Adică cum să stea cu minței și să asculte mod... muzică tare la ora 3 noaptea? Nu, sau să participe în bătăile comune din curte? Eu, că modul de gândire... Modul de gândire este că aici m-am născut și aici vreau să mor. Dar cum este firesc, domnule Mohamad? Eu nu înțeleg care e pretenția lui acum. Omul nu vrea să-și vândă proprietatea și este dreptul lui. Trebuie să cedez. Eu nu vreau să cedez proprietatea mea, eu nu vreau să o vând. Care este problema? De asta, dacă eu nu vreau să o vând, eu trebuie să trăiesc în asemenea condiții? Nu. Firesc este să trăiești unde este mai bine. Firesc este că eu trăiesc și aici vreau să mor. Dar cum este firesc? Nu. Firesc este să trăiești unde este mai bine. Firesc este că eu trăiesc aici pentru că mi-e mai bine decât în altă parte. Dar și ziceți, domnule Mohamad Ifar, adică le recomandați acestor oameni să cedeze și să-și vândă locuințele? Nu, să gândească altfel. Cum? Spre binele lor. O să trăiască unde e mai bine. Dar dacă aici vii mai bine în situație... Mai pe scurt, nu, eu nu vă zic, vă o să vindeți, dar să gândiți mai bine să cedați și să vindeți totuși. Cam asta iese. Dar poate asta e casa lor părintească. A spus că din generație în generație. El nu vrea să o vândă. Pentru dânsul are o valoare deosebită. Iată, anume acest. Nu ținem cont de bani acum. Acolo au 3 generații. El nu vrea să vândă. N-am înțeles o logica lui acum, serios. Care aveți, trăiți! Nimeni deci, nu spune nimic. Toată lumea înțelege mesajul dumneavoastră ca fiind cedare, nu? Doamna Popescu vrea să ne spună ceva. Se prišel человек, устроил мне эту ситуацию, и я должна, значит, уйти, потому что мне здесь стало плохо. А почему она это сделала? Doamnelor, ei sunt așa, specifici.
Vorbim de rom. Noi vorbim acum de proprietarea directă. Eu am în vedere romii. Folosesc romii ca un nemț acolo. Răspunsul oricare o să fie. Tot noi situație nu vom depăși. Ai din cazul, dar nu. Asta pe mine mă interesează. Ori vrem să depășim o situație, ori vrem să adâncim situația. Omul care e proprietar, el trebuie să răspunde pentru ceea ce trebuie să facă în curte comună. Da. Asta noi și vrem să fie să atacat. Nu pe dânsii. Proprietarul trebuie să fie atacat în instanță de judecată pentru nerespectarea regulilor de întreținere, amenajare a spațiilor comune. E vorba de strada Mateievici, deci e buricul Chișinăului cumva. Mi-imaginez cât costă un ar de pământ pe strada Mateievici. Puteți să ne sonorizați, măcar, nu vorbesc de valoarea cadastrală, dar valoarea de piață, în mediu. Este regie, îmi spune, cât? În jur la vreo 800-900 de mii de euro. Acest teren? Da. Dacă nu mai mult, cred. Prețul de piață. Așa, deci e vorba de o sumă, aproape 1 milion de euro. Deci acum și deja lucrurile devin mult mai clare, domnule Mohamadi Fard, în privința împăcării. Era clar respectării... de la bun început. Dacă dumnealui atât cunoaște și bine, atunci, uitați, sunteți 6 apartamente, acum, uite, apartamentul meu valorează atât. 150 de mii, sau cota mea de parte care am aici valorează de pământ atât. Dar oamenii spun că aceste apartamente au și o valoare sufletească, o valoare... Aici este problema. Deci au locuit toată viața, sunt trei generații. Dar pentru suflet, am spus, dacă te duci după suflet întotdeauna, cu siguranță ori ai plăcere, ori ai neplăcere. Așa, trebuie să aleagă, da? Rațiunea trebuie să predomine apucăturile sufletului. Dacă rațiunea nu este suflet, ori te duce spre plăcere, ori neplăcere. Asta e tot. Noi am invitat-o pe Raisa Timofei, proprietara celor trei apartamente în care locuiesc acum cei câteva zeci de romi, să vină la noi în studio ca să răspundă acuzațiilor aduse și să-și expună punctul ei de vedere. Doamna însă a refuzat invitația noastră. Totuși, o vom auzi pe fosta angajată a Departamentului Privatizări la telefon într-o discuție cu reporterul nostru. Atenție la ecran. Acum trăiește o familie de romi. Eu plătesc impozite, adică nu văd nimic, eu nu fac niciun dezastru și nu le-am făcut niciun incomoditate. Ei pur și simplu nu pot să-i accepte ca persoane de altă naționalitate, atât ai tot. Știți că eu nu pot să-i educ pe dâns și pe oameni și ei trăiesc, ei au neam. Aveți contract cu ei? Deci... Da, eu am contract, eu plătesc impozite pe asta, eu la mine tot... Adică am luat un termen așa, ea ca să nu pustiască apartamentele cele, că am vrut să fac ceva, dar nu ne-o dat voie. Eu vrut ei să construiască, m-o dat în judecată, eu nu mă plâng nicăieri, mă ponegresc pe tot locul. Dar faptul că ei spun că dumneavoastră chipurile ați vrut să cumpărați aceste apartamente... Ascultați, nu, înțelegeți, fiecare își trage plapuma pe el. Eu vreau să vă spun numai un lucru. Din start... Într-adevăr, le-am propus, dar am văzut că nu am cu cine vorbi și deși m-am debarasat de asta, de ideea asta. Nu cred. Și cum așa, adică n-ai cu cine vorbi, ei sunt needucați, tot sunt needucați, numai eu sunt cea mai bună. Oare chiar așa? Poate, mă rog, m-am uitat că dacă dumneavoastră ați fost acolo, dar ați văzut că trăiesc în condiții, Doamne ferește, și eu început a merge la principiu. Și mă ponegresc în toată ziua. Dar dumneavoastră ați văzut în ce condiții și cum... Ce ei trăiesc în condiții normale și gaz, și apă, și veceu este, tot este. Ei au spus că sunt 40 de persoane la moment, în trei apartamente sau în câte... Nu-i drept aia asta, ei năgnitaiesc abstănocul. Cum nu-i drept dacă chiar o femeie care face parte din... Iată, persoanele care locuiesc acolo, care tot este de origine romă, a spus că nu, în jur de 35-40 de oameni. Ei au recunoscut asta și s-a filmat, se vede că sunt mulți oameni acolo. Cum adică? Eu sincer vă spun, eu nu știu ce vor. Săbiți mine, că de cum și prin spital spune. Eu pur și simplu nu îmblu și nu apeșesc pe nicăieri. Nu îmblu și nu mă jelui, nu mă plâng, dar nu mă suflet în mine. Știi câte minciuni îi spun și cât mă murdăresc. Am auzit-o și pe doamna Timofei, iată care este poziția ei, îmblați cu minciunile.
Și asta înseamnă că noi atâtea persoane și polițiștii și toate organele de drept, toți da, îmblă da, cu minciunile? Da. Facem nu avem concluzie. Răspuns, nu are niciun contract de la fisc. Nu avem răspuns. Deci ea, vreți să spuneți că ea minte? Ea nu are așa niciun contract. Așa reiese din interpelarea făcută de inspectorat la... la... Așa. Și aveți o dovadă, dovadă oficială, da, foarte clar. Ați avut acolo niște garduri în curte care vă separa cumva locuințele, este adevărat? Da. Și câte, da, câte erau? Am fost, am avut niște garduri instalate, așa, temporar noi le-am pus după ce au cazat chiriașii noștri gălăgioși la noi în curte, fiindcă era chiar dezastru. Cât de cât ne protejam noi gardurile, cu gardurile astea. Și ce s-a întâmplat cu aceste construcții? Aceste garduri? Au fost demolate. Ana padala na nas v sud, щоб, що якоби, в частности, на меня она подала в суд, що я загородила своими заборами 80% двора. И не даю никому пройти. Оставила проход только шириной 1 метр, дорожку. Да, и все. Судебное разбирательство очень долго длится. До сих пор оно еще не закончено, чтобы эти заборы как бы снесли, снесли в судебном порядке. Ну, кто выиграет? Либо я, либо она. Totuși am înțeles că aceste garduri toate au fost demolate. Da. Nu toate, o parte. И потом она написала жалобу в примарию, что там стоят незаконно. То есть второй раз, ну как бы дважды по одному и тому же вопросу. И примария постановила снести эти заборы, снести. Locatarii sunt de părere că demolarea gardurilor ar fi fost pusă la cale ca să le facă viața cât mai amară. Asta pentru că, în lipsa acestora, chiriașii au primit acces peste tot și au profitat de asta din plin. Iată câteva secvențe din ziua când au început să fie demolate gardurile filmate de reporterul unui portal de știri. Toate gardurile, aici ați construit neautorizat de către cineva. Nu, nu știu. Uite, voastră ați adus pietre, ați făcut ce zori, ne uitați și facem în curtea asta. Dar ce ne îndrăiește romii ăștia să ascultă muzică aici la un volum înalt? Ce se petrece așa? Este dispoziția pentru construcții neautorizate. Garduri neautorizate instalate în agrada comună. De către cine? De către locatari. Așa nume de cine? Locatarii blocului respectiv, din Matievici 40. Spune că oarecare Timofeeva e persoană cu interesată și vă... V-a interesat cumva? La moment se demolează gardul doamnei Timofeeva. La moment se demolează ei și apturma celălalt. Vă nu знаете, ce e acest dom zelenoi, care e la uglu? Proprietarul Timofeeva? Da, ea zice. Lesnic Vasile, este fișorul lui Boris Lesnic. Boris Lesnic a fost șeful lui Magaschi în anii 90. Proprietarul casei din spate, tot e Timofeeva? Fica și cu soțul. Ori să extindă, ori vor să reconstruiască aici ceva, un complet de oficiu aici. Da. Situația este ținută, este cunoscută tuturor, dar nu se soluționează din cauza legăturilor. Considerați că Timofeeva are legături în continuare și... Bineînțeles. Ar avea influență și asupra sectorului centrului de poliție? Bineînțeles. Noi nu vrem să fim împărtinitori și am fi putut să o credem pe Raisa Timofei, care susține că nu a vrut răul nimănui, iar vinovați de conflict sunt vecinii pretențioși și intoleranți. Am aflat însă că mai este o familie care de asemenea are mari probleme cu această doamnă, legate de o curte comună. Tamara Alexeienko și feciorul său, Vladimir, sunt vecini la o altă adresă cu Raisa Timofei, dar și cu nepoata sa. Din spusele lor, acum aproape 2 ani, bunica și nepoata au acaparat o parte din curtea lor comună. Ne-am deplasat la fața locului ca să vedem ce se întâmplă acolo și iată ce am aflat. Atenție la ecran. Timofei Раиса в 2017 году начинает ломать капитальный забор между адресами Тимиш 5 и Тимиш 3. Мы сначала не поняли, в чём процедура, думали, она какой-то решётчатый хочет забор поставить, поэтому не подавали никакого вида особенного. Но когда увидели, что начинается возводиться фундамент новый, начинает возводиться капитальный забор с изменениями границ, мы начали звонить сначала Тимофею Раисе, Наталье Тимофей, дочке ее, узнавать, в чем. Нам сказали, ничего мы такого не делаем, все просто делаем новое, обновляем. Но на самом деле оказалось, что выстроен новый забор с изменениями границы титула. Титул, мы знаем, это приватизация земли и так далее. Мы подаем в суд одновременно и на раздел двора Тимиш 5, чтобы быть независимыми, и на нелегальное возведение капитального забора между адресами Тимиш 3 и Тимиш 5. А уйтаться в чипалата, коли. Нормал. Там получилось так,
на быструю руку просчет, около 30-40 квадратных метров Тимофея Раиса ущемила с адреса Тимиш-5 в угоду адреса Тимиш-3. Тамара și Vladimir Alexeienko se află acum în culise, au insistat să vină la noi în emisiune ca să ne povestească despre lupta nedreaptă pe care o duc cu vecina lor în speranța că se va face dreptate. Să-i întâmpinăm! Давайте начнем с самого начала. С каких пор Раиса Тимофей стала вашей соседкой? Если она официально является вашей соседкой? С 2016 года, мы потом позже узнаем, договор купли-продажи, по-моему, 16 июня, но где-то в мае начались движения уже, что наша бывшая соседка, дома Елена, уже там машины привозят, забирают, все. Хотя мы Елену спрашивали, тетя Лен, вы что, продали, купили, что, я не понимаю, самое. Ничего, Володя, ничего мы не продали, ничего мы не купили, просто человека по маклеру вызываем, он скупает у нас тот ненужное, тут все ненужное. В общем, распродаем мы, так скажем. А потом оказывается, что в конце года, что она продала. То есть спустя где-то месяц, в июле месяце, в августе уже мы видим, что ее нету. И уже понимаем, что все-таки акт купли-продажи состоялся. Да. Вы сразу узнали, кому была продана эта часть? Да, конечно, потому что мы видели, ну, у нас частный двор, у нас просматривается улица с площадки двора. И когда там, то там сидим за столом, то сям, разговариваем, в ходе разговоров, то видим, то лесник Василий приходит со своей женой, с лесник Натальей, с дочкой Тимофея Раисой. То иногда Тимофея Раису наблюдаем, что вот они проходят, и там с тетей Леной шуршур, мурмур, так, как говорится, втихомолку. То есть нам... Объясните, пожалуйста, там так же, вот, как и на Матеевич 40, у вас общий двор. Я просто вижу вот такое вот красивое строение, в таком очень красивом национальном стиле, кстати. Да, архитектура очень приятная. Нам тоже приятно нравится, видеть но такое. По закону, по титулу, ее... N-aș spune că e stil național, să am mai mult cu arhitectură, ceva turcească. 17%. Это фактически ничего. Это одни ступеньки, которые идут наверх, так, до ее дома. И, ну, и там примерно 80 квадратных метров. Грубо, это 10 на 8 метров. То есть это включая ее же дом. И мы хотим поделить с ней двор. И мы предложили с самого начала, давайте поделим двор. И она не соглашается. Не соглашается она потому, что она хочет захватить весь двор. А каким образом она может захватить, если у вас земля приватизирована? Объясните, я думаю, и чего вы боитесь конкретно? Дело в том, что она сейчас самовольно построила этот забор. Вот. И отхватила около 40 метров площади общей. Вот следующий ее заход может вообще даже посередине двора поставить там будку построить, и сказать, да, двор-то общий, да, все равно, вот, хоть и не приватизированный. Что же, да, происходит-то с забором? И то вот, же самое. И точно так же отхватить, как она сейчас отхватила. И мы не можем, понимаете... Хорошо, а объясните, пожалуйста, вот этот вот наикрасивейший дом, которого вот я в него влюбилась прямо с первого взгляда, а он кому принадлежит? Вот, он вот принадлежит соседи? Внучке Раисы Тимофеевой. Внучке, какая прелесть? Лесник Анны. То есть у вас там тоже семья как бы вас окружила, да? Вот у нас есть герои, которых тоже так. Рядышком у них еще одни соседи. И вот это лесник Анна. А сколько внучке лет, простите? 19 лет. Где-то около 19. 19-летняя девушка имеет денежку построить вот такой вот дом. Вот мы и писали. Мы насчет этого писали даже. Чтобы... Ну, дай бог здоровья девушке. Повезло ей. Ну, поэтому я говорю, что у нас есть как бы серый кардинал, получается, во дворе. Когда мы по-хорошему хотели с ней поговорить и решить этот вопрос, лесник Анна, ну, под руководством, конечно, дамы Раисы, подает вот на этот кусочек забора, который между нашими дворами они незаконно построили, она подает на меня в суд иск на 250 тысяч лей. Вот представьте себе, за что? Мне под 70 лет, взыскание с меня 250 тысяч лей. Я за свою жизнь еще не держала есть столько денег, чтобы... Есть такое понятие, как
междворовые заборы, если они соприкасаются между собой. Так, то есть это получается ваш общий забор. Да. Общий забор. Ага, и поскольку вы владеете все этой землей, то и за забор вы должны платить вместе. Как бы по закону междворового есть такое. Она строит незаконно, она себе для внучки третьего номера улучшает условия, а с меня она подает иск на законных основаниях в суд, и я прикажу. Eu, dacă cinstit, sunt în șoc. Ei construiesc acest gard ilegal și își privatizează, practic, încă 40 de metri pătrați și tot de la doamna asta cer bani pentru gardul ăsta. Tot, e ca de la pensionara asta, ei cer 250 de mii de lei pentru gardul care l-a făcut pentru nepoata ei. Asta e șoc content. Păi da, este ilegal cu construit fără acordul ei. De ce se întâmplă asemenea chestii? La persoanele cele la Matievici 40, că ei cumva s-au îngrădit, au venit repede și au demolat tot, că asta e ilegal. De ce se permite? De ce așa ceva în general este posibil? De ce în cazul ăsta nu se demolează? Așa ceva este ilegal. Da, iată, este ilegal, dar se întâmplă. Говорю, что... А мы в суде пытаемся, да. Что? А судьи, то одна беременная, то другая уходит в отпуск, третья на семинар уходит, четвертая боится выдать свое решение только потому, что предыдущие ждут, пока аннулируют вообще титул. Вы представляете себе, что творится у нас в стране? Для суда важна и другая позиция. Пока строился забор, вы были согласны? То есть нет, вы не отреагировали? Нет, у нас был капитальный забор, еще ее мужем построенный в Пустыре Горохе. То есть вы сразу же отреагировали, пожаловали, да, сказали, сразу нам не нужен суд, другой, конечно, забор. И вот, сколько у нас? У нас вот дома вот такая вот законодательной системе. Вот такие вот все. Мы и в прокуратуру, и генеральную, и в сектор центру, и экологию, и по городостроительству. В строительстве работает ее внучка. В налоговую пишу, в налоговой работает ее сестра. Замкнутый круг получается, я не могу пробить. И тут же на меня сваливается 250 тысяч лей, которые я, наверное, уже до конца своей жизни не выплачу, если мне присудит суд вот эти деньги. За что, спрашивается? În primul rând, ei, într-adevăr, sunt victime la un interes major, imobile în centrul capitalei. Evident că bate la ochi și lupta e rezonabilă din partea ei. Am analizat și aceste documente, într-adevăr... Privind chiria. Privind chiria. Sunt trei extrase de la Registrul de Stat Cadastru, unde sunt indicate cine sunt proprietarii acestor trei apartamente. Deci, cine e? Timofei Raisa. Raisa și la apartamentul 5, la 6 și la 3B. Însă în aceste extrase sunt indicate contractele de locațiune a acestor apartamente pe numele Harchenko Nadejda. Care ne-au zis eroii noștri că este de fapt sora Raisei Timofei. Și aceste contracte sunt încheiate în 2016. Deci, practic, chiriașa acestor apartamente este sora Raisei Timofei și nu acei nu știu câte zeci de romi. Dar în mâna persoanelor invitate a fost alt contract din 2017, care este încheiat cu Pitula Marta. Deci, după investigația efectuată de către Inspectoratul de Poliție, deci acest contract nu este nici înregistrat nici la cadastru, nu este înregistrat nici la Inspectoratul Fiscal de Stat. Deci documentul însă, are valoare? Documentul, practic, are valoare în sensul de atragere la răspundere pe doamna Timofei, că nu a înregistrat un contract de locațiune ce este mai mare de 3 ani. Mai mult ca atât, dumneai, acest document puțin ne îmbucură că ea a fost solicitată la Inspectoratul Fiscal pentru a clarifica situația de ce nu este înregistrat și a fi impusă să achite impozitele și amenda conform legislației în vigoare. Deci, poate acest fapt cumva să le dea o speranță eroilor noștri? Speranța întotdeauna există. Ceea ce ține de proprietatea comună o care o trăiți, așa spunem, care o posedați și o folosiți, sunt niște reguli de joc. Ele sunt încălcate. Aici, respectiv, puteți să trageți la instanță, puteți să trageți la răspundere. La care instanță?
Ei se adresează, ba acolo, ba acolo, ba acolo. Și fără rezultat, ce pot ei să facă? Persoana care are obligațiuni. Eu vreau să gândesc că lucrurile vor avea un viitor fericit, dar vreau să felicit cei care au organizat această emisiune, că au putut să scoată în veleag niște probleme acute ale societății noastre, care necesită intervenție. Uitați-vă câte probleme au fost abordate, care trebuie găsit o rezolvare. O rezolvare care să satisfacă toate părțile. Noi avem, este strigător la cer, că atunci când oamenii se adresează organelor de stat, pretură, poliția, mai ceva, și nu sunt reacții. Când intrăm, iată, toți constatăm că am intrat într-un impas. Și mai mult ca atât, uitați-vă, avem și probleme pe care am putea să spunem că sunt și probleme de corupție, sunt și probleme de influență, sunt și probleme de drepturi și de libertățile cetățenilor. Noi trebuie să încercăm să aranjăm lucrurile în societatea noastră. Sau ceea ce am auzit, iată, de la această familie, dacă sora lucrează la fisc, nu știu cine lucrează în altă parte, știți, da, și atunci cumva aici tragem scurile. Aici pot să le constat ca un lucru care poate nu ar avea legătura una cu alta, vorbind de faptul au sau nu au influența aceste persoane sau au influențat sau nu aceste lucruri. Drepturile tuturor trebuie să respectate. Conflictele între vecini pot dura ani de zile, iar la capitolul intensitate emoții deseori depășesc orice operă literară. Rămâne de văzut cu ce se va încheia acesta și cine va ceda până la urmă. Pentru că, din păcate, de împăcare nu e nici vorbă. Liniște și pace vă doresc. Să vezi cât de dragi mei alături. Da, iată așa un episod. El a fost postat în 2018. Eu sper că totul s-a rezolvat în favoarea acestor persoane care s-au adresat la emisiune. Însă nu știu sigur. Însă nu prea cred, dacă cinstit. Și asta a fost tot. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. Nu uitați să vă abonați și spuneți like. Pa, pa!